simplu prieten al lui Vladimir Tismaneanu, adică exact cu ceea ce a terminat Horia Parabiei cu începe eu. Nu știu de ce suntem prieteni, nici nu mi-am pus vreodată problema asta. În anii 90, când umblam împreună, începând de la 13-15 iunie până spre sfârșitul anilor 90, umblam împreună prin diferite locuri în București, toată lumea îl întreba pe Vladimir, dar ce caută coetașul ăsta cu tine? Care este povestea voastră? Pentru că nu sunteți legați nici ideologic, nici politic, nici într-un alt fel, decât pur și simplu omenești. Decât pur și simplu omenești. De 21 de ani suntem legați omenește, pur și simplu fratern, aș spune, ca să accentuez omenescul acesta, pentru că, probabil, mie îmi place de Volodea și mie Volodea îi place de mine. Pur și simplu, este un chimism din acesta la un nivel foarte, foarte uman. Acești 21 de ani, acum câteva zile am hotărât că de fapt au fost de două ori mai mulți. Ne-am dat seama dintr-o simplă discuție că ne cunoaștem de fapt de peste 40 de ani, cred eu, și poate chiar și mai mult. Pentru că e puțin ridicol și puțin ciudat, ne-am regăsit acum 40 de ani, ne-am recunoscut de fapt din povestirile noastre reciproce, în secvența în care am împărtășit timp de câteva zile același salon de spital. Fiind copii, am stat câteva zile împreună în același salon de spital, acum, în 1962, când eu aveam 6 ani și ceva mai mult, iar imaginea mea despre acel băiat de 12-13 ani cu care am împărțit camera de spital în acel moment, a fost neștearsă și mi-a rămas în minte până acum. Deci, Vladimir, înainte să fie Vladimir Tismaneanu, a lăsat asupra mea o urmă care probabil este una dintre explicațiile, una dintre rădăcinile simpatiei pe care am simțit-o imediat față de el în Statele Unite, în 1990, în toamnă, când ne-am cunoscut cu adevărat. Din acest motiv, pentru mine, cartea lui actuală despre comunism nu este în primul rând o carte despre comunism, n-am citit-o în felul acesta, ci este o carte despre el însuși. Este prima lui carte cu adevărat, cu tendințe. Nu aș vrea să spun că este o autobiografie, pentru că